Narcisa Suciu. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, îmi pare foarte bine că o piesă scrisă cu mulți ani în urmă stârnește în noastră poate și nostalgii, dar și o reacție tradusă prin aplauzele de care au atât de multă nevoie artiștii în fața noastră. Aha, da. Am acum de invitat pe cineva care are șansa să facă șlagări din ceea ce cântă. Această persoană, care va cânta împreună cu mine câteva refrene aici la pian, se numește Mădălina Manole. Vă va aduce aminte câteva dintre șlagere lansate aici, da? Georgescu. Ia, tot Șerban Georgescu în continuare. Mulțumim foarte mult! Eu mă desfăr
Madalina Manole. Madalina Manole, bravo Madalina, mersi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Madalina Manole, maestru Moculescu, maestru Ionel Tudor și acest big band extraordinar. Să știți că nu e deloc ușor să ai 80 de instrumentiști în spate. Bun, aplauze. Bun. Aplauze și pentru orchestră, vă și mulțumesc. Și pentru orchestră. Vă mulțumesc frumos. Sper să nu uitați așa de repede această întâlnire a noastră. Mulțumesc foarte mult. Pa, pa. Doamnelor și domnilor, să știți că în existența compozitorilor sau cantautorilor, de exemplu, există momente de mare cumpănă. Atunci când crezi, domnule, anul ăsta mă duc la Mamaia și îi omor. Îi omor. Să știți că și băieții tineri din această seară s-au gândit la fel, chiar și dintre cei care n-au la premii sau n-au la premiul cel mare. Am fost și noi tineri, nu vă vine să credeți. Toți am fost tineri într-un anumit moment și toți am zis, îi omorâm. Așa am pățit, eu am venit aici cu o piesă, am zis, domnule, dacă nu iau marele premiu...